Are AP ratio, partea a doua. Mi se pare foarte tare să faci campion care să meargă și AP și AD. Asta nu zic. Adică Tristana. Lasă-mă, Tristana AP pe mid, bă, încă am coșmaruri. Cum spuneam, adică Tristana. Da, deci W la grămadă, triple kill. W la grămadă, quadra kill. Încă un W, pentakill. Da. De la cine se aude Echo? Alo, Echo! Echo, wow. Cineva se uită la stream? Nu? Nu se aude Echo. Echo, wow. Dar se aude Echo după mult timp, deci stream-ul. De ce Echo? Arun Echo, Echo. What the fuck? Cine se uită la stream? Nu știu. Nu știu. Wow. Omoară-l. Au și eu Echo. Echo! Echo. 96%, încă puțin și 97%. Și acum, lupta ce? Va începe. And now, the grand finale of a horrible live stream with an annoying voice that won't shut up. Never shut up. Ăsta-i the final showdown. It's the final countdown. Ta-da-da-da. Ok, o să mă dai judecată iar YouTube. The show must go on. The showdown effect. De fapt, eu știam că YouTube, pardon, nu ai, e... Bă, am uitat să-mi fac build-ul. Nu primești... Trebuie să caut singur itemele, serios. Nu primești, cum se spune, strike dacă faci pe Twitch. Poți să pui muzică, să cânti orice. Asta-i pe Twitch, nu? Pe Twitch, da, dacă întrec pe YouTube... Știi că să păi nu mai pui pe YouTube. Vreau să pun pe YouTube. Până acum, stau eu la stream să-l pui pe YouTube. Ăsta la, cum îi spune, al doilea, cred că live stream care l-am făcut ăla cu Brotherhood, pentru că la un moment am plecat de la PC și în meniu se auzea muzica de pe, din meniu, mi-a dat, au revendicat ăștia care au drepturile pentru melodiile lui Jasper Kidd. La revendicat video, da. Serios? Pentru melodia aia de vreo 10 secunde cât s-auzea pe fundal cât nu era la PC. Eu ce pot să spun de un prieten care a făcut un video cu StarCraft pe YouTube și a luat strike doar pentru că l-a început scria a Blizzard Entertainment Game. Ok, so, pentru un preview de la ăsta, Mists of Pandaria, la care am folosit B-roll footage, adică imagini luate de pe gamespress.com, de care eu am dat presei, am avut contul cu copyright strike, nu mai puteam să updez nimic de 15 minute. Și am avut așa cu jumătate de an. N-acum, trebuie să faci ca mine, cum mi-au dat ăștia de la Warner Bros. Și mie mi-au dat. Pentru dar ce s-a rezolvat, repet. Ce? Ce e pentru ce s-a dat? Am pus trailerul cu Batman, deși aveam dreptul, că vorbisem cu ei, dar... Ce noi vă s-a auzit? Habar n-am, mi-e frică. Mă speriați. Minionul? Bă, eu vreau suport, nu vreau discheri cu colegi. Băi, ceva aici. Știi că au făcut invade, nu? What the hell? Da, știu că ai făcut invade, Dragoș, stai din gură. Una cu ce ai v-a dat minionul? Nu? E sigur? Nu, i-a dat clonele. Cred că a scăpat minionul lui. Cred că i-a v-a dat câteva clone de acolo din laborator. Ce n-ai Run. Dar voi eu aia acum, de ce fugi de mine? Băi, trage mă frică de tine, ești mic și e și încălător. Dezactivează clown fișoara. Ce energic. Ah, vrea să te fii. Pe bun, eu cred că a scăpat un minion. Serios, dezactivează clown fișoara. Uită-l pe Kenan! Miss. Ia să nu mai stai tu așa bine. Bye, award save a life. Word. Ah, nu. Un pic un acum, hai să. Vreau să arăt un shuriken din ăsta. Run away. Aici are noroc că nu poți să merg în bază. Băi, Ken, lasă-mi farm-ul. Nici nu știu ce piesă să fac. Oh, Shen pe mid. Wow, mișto. N-am bani de nimic. Ți-am zis că e bun Shen pe mid. Bă, ia să-mi farm-o. Mă,
Una con Firewall, save alive. Ok, ok. Sona, vrei să vii tu pe mine? Nu, serios, că dacă mă duc pe bot contra lui Barbarul, fac. Bine, te las de dragul distracției. Și așa sunt curios ce poate să facă Shen. Dar stai puțin, stau turnul. Bine, îmi ușură și mie viața în modul ăsta. Man, dar și ei ne-am zis 8. Damn it, nu, nu, să bea nivelul 1, ce să fac cu ăștia? Le dai smero și după aia fugi și te rog să nu mori. Hei, uite-l pe Shen, ce va Shen? Trebuie să nu-ți arunci cuțite în față. Știu că joc Shen. N-ai șansă, prea bun. The attack of minion! Hei, uite-o pe Fiora. Au, au. Da, destul de prost a venit junglerul. Da, a venit destul de prost. L-ai jungle? Vezi că e un acum aici. Uite, pune am trăit să o văd și pe asta, jungle fără smite. Am smite. Are, are. Dar bă, termină cu clown fișul ăla. Clown, nu. Eu ziceam de Fiora. Mai prins și tu odată, noroc. Nu, dar clown fiș și programul ăla care-i dă vocea asta. Și totuși, iar au scăpat minionii. Da. Mă, un acum, încearcă să-mi de știu ăla, aia și foarte fericit. Încerc. Ei, își dă toată silința ce-ai cu el. Nu am o țintă foarte bună. Sunt eu prea... Doar unde vezi că o să se ducă Cannon. Și nu omoră minionii aia. Așa. Ce aveți cu Cannon? Nimic și nimic? Nimic și vrea să moară. Și zice yes mult. Și pură farm. Bă, stai. Da, Cannon fură farm. Ceva nu-mi iese la calcul. Unde-i mestării? La noi? Al lor, nu al nostru. Aveți unul? E pe top. Da, au și ei un mastery pe top. Care cred că e AD. Nu, e AP. A... Nu, al lor e AD. Al nostru, poate. Hai ce să vedem care e mai tare. Harpa mea sau sabia ta? Mor. Aproape. Cât de aproape. Dă-i un kill. Încerc, e prea departe. Ei, lasă, nu te mai duce. Nu prea departe, nu ce să fac. Nu te mai duce. Vino, un acum vino. Nu! Trandal, îmi lași mie următorul blue, serios am nevoie. Da. Și cer și eu am nevoie de blue, știa că blue se dă la meter. Băi, eu am fost meterul, mers doar ca să nu-l fidez pe ăla. Apropo, lipsește Shen. Băi, îl poți lua pe al adversarilor, că... Și așa nu cred că am. Fix lângă am dat. Da, am văzut. Ok, și acum sunt și Shen. Hai la blue. Ton. N-aveam ce să fac. Ton. Așa, și cu... Nu! Fiora! Oricine, dar nu ea! Ai, bă, ce aproape a fost. Au. Trebuia să-mi iau mana poturi, nu health. Ce-a fost în capul meu? Nimic. Cred și eu. Unde-i curierul cu ăsta? Serios, unde-i curierul? Curierul pentru nobi. Serios, cum a funcționat chestia asta? Ce chestie? Mi-a dat taunt deși eram în Alpha Strike. A, se poate. Vine Fiora, care-i Pantheon? Pe ești Pantheon? În conferință. Nu e. Vine, bine. Pantheon ascultă, doar e în conferință, nu poți vorbească. Vine Fiora. Cred că mai bine mă fac AP. Sau o încercare. Nu, ne trebuie și un AD, Hai un acum, hai. Nu, că n-am nimic apoi mine deocamdată. N-am cu ce să fac damage. Asta-i ideea. Hai de capul meu! Aha! Cine a ținut telefonul lângă? Nu știu, cineva. Hai să mai dau niște damage. Să rămână în natureta. Nu, de ce? Nu! Damage. Pune spell shield-ul. E în cooldown. Au. Am un Dexter. Zona! Acum! Bine. Stai, vino spre mine, că dacă o dau cum trebuie, îi prind pe toți trei. Dar acum știu că sunt cu skill shot-urile ratez. La zona
Ce așa de greu să dai Q-ul ăla când iau targetabil? N-am zis de Q, am zis de ultimată. A. Stai că mi-mi deasă auzul la blue. Nu un pic să... mai farmezi. Blue, pardon, nu blue, botul se cam duce. Faci tu blue singur. Eu n-am nevoie de blue. Am eu nevoie de blue. Băi, să-l faci. Eu văd acolo. O să mă duc pe acolo când termin pe aici pe bot. Adios, Midu. Eu văd un free cannon. Eu văd un tur picat. Bine cu mate. Are auto-atacul, genial. E unul la 8. Mai ai observat? Bine. Nu prea mă uit, nu mă uit prea des la scor. Păi la ce scor e, dacă ești din echipa cealaltă, ar trebui să plângi, nu să, să mai uiți la el. Păi de-aia nici nu mă uit la el. Stai, eu mă întrebar, merge? Nu. Nea. Teleportul a fărăsit. Shem, nu, Shem. De ce n-ai Shem? Știi că ăla te protejează de taunt, nu? Era în cooldown. Dar nu-l dau oricând, dă-l când vezi că vine în tine. Cam mereu vine, nu acum toți. Da, hai bă, Fiora a luat blue. Oh, mișto. Până acum care am singur kill. Furat. Da, ai observat că și la smite ai avut kill. Wow, Enigma, ce faci, prietene? Uite, vin după Vlad ăsta, nu știu. Deja! Ce bun am zis. Nu m-ai prins. Dar chiar voi aveți doi ninja în echipă. Știi că se scade un punct de AD pentru fiecare ninja din echipă. Bă, dacă și-au auzit ceva... E pasiv ascunsă. Ce face? Da, e pasiv ascunsă. Dacă l-ai pe Z... Da, pasiv ascunsă. Cât ai mai mulți ninja în echipă, scade 1. Păi sunt doar 4. E Akali, Z, Shen și Kennen. Da. Și dacă sunt toate... toți patru într-o echipă, fiecare pierde 4 HP. Nu schimbă cu mult, dar... HP, AD. Eu știam HP. AD. Eu știam HP. Mă rog. Cum pe regulă asta. AD. E AD. Ah, stai că mi-am amintit unde am citit chestia asta. Găsești pe LOL Wikia. Da, ăștia de la Riot au zis că au pus chestia asta, căci că ninja lăi lucrează mai bine singuri. Și de aia. Da, exact. Shen. Da, lobster. Ce pe cine am mai găsit? Toate scoate. Acum. Aaa, se dă la o parte. Stai. Cade poate ori. Da. Almost. Doctor pe cooldown, doctor cooldown. Ok, ce dan a fost pe cooldown acum. Nope. Serios? Nope. Ha, dă turn, așa, dă-i. Satisfacție. Fiora cred că a avut o satisfacție când l-a omorât. Pe bune. Cum să-ți iei executed? Enigma e bot. Da, da știu. Sunt pe bot. Și ce vrei, să-l salut? Da. Salut, Enigma. Salut. Yes. Fac un dans. Hello. N-are nimeni postul de veveriță prăjită ceva. Și eu. Carne de ferberiță. Băi, de ce se zoi bulangii? De ce nu? Aaaa! Uite, mai vine și una acum. Mă simțeam chiar prea bun. În sfârșit am ultima ta. Acum pot să mor cu motiv. E singur care are level 6 acum. Ultima ta mea mă ține în viață. Cum are suna level 8 deja? Cu talent, bă, ai da, nu. Bă, iau-te, se vede, iese talentul din tine, stai așa. Totuși, am supraviețuit. Am lag. Aia a fost ultima ta lui Ezreal care a trecut pe lângă mine. S-ar putea. A trecut ceva pe lângă mine și știu că era pe aproape să mă moare. Dar cât timp spamez W-ul, rămân în viață. Ok, topul se duce. Da, știu. Acum nu. Mesterul ăla cum joacă? Măcar am picat mid-ul, mă simt și eu bine. Mesterii? Puriți acolo pe mid.
Fugeți. Așa. Desezi mai bine. Aha! Fugi. Am trecut prin tine. N-a trecut prin mine, a trecut pe lângă mine. Nu, nu, nu. Da, mulțumesc. Au, foarte frumos. Am zis eu că vine barbarul. Dar îmi place cum e scris barbarul, parcă ar fi de două ori bar. Băi, barbarul. Da. Bar și bar. Nu, ultima ta, nu ultima ta. What the fuck? Turnule, turnule. Bă, treaba. Așa, bravo, turnule, ai făcut ceva. Da, un kill. Quadra kill. Hei, măcar e shutdown. Da. Și 8 la 20. Nu mi se de bine joci, lol. Și 8 la 20. E așa rău? E doar 8 la 20, nu e așa rău. Și eu am murit de cele mai puține ori. Ok, am fost feeder, iar. Ne-am obișnuit de la smite, lol. Dota. La Dota am fost mai puțin, bă, da, am fost și feeder și acolo. Bă, tu ai fost feeder în al doilea match. În al doilea match tu ai fost feeder. La Dota eu am fost feeder. Eu nu mai știu nimic. Bă, dar avem oricum. În al doilea match ai avut 6-6-6. Da. Eu am avut Eu am avut 2-5. Ăla ai feed. Bă, dar chiar n-are nimeni să punem word-uri, totuși. Nu trebuie word-uri, nu trebuie să ne bat. Păi dacă am avea word-uri, poate am avea o șansă să-i batem. Eu și eu. Vezi, bă, în timp fight-urile dăm. Ne am eu acolo. Ne, da. Eu sunt echipa cealaltă. Nu contează. Puteți să faci o mișcare de gen W în turetă? Sau încă n-ai destul ape? Cine, eu? Da. Nu, mine, turetă. N-avea rost, n-avea rost. N-am destul damage încă. Mi-e cad turetele apare. Direct în una care om atasist. Carati! Bun, bun, bun. Vedeți, fără mine, vă descurcați foarte bine. Mi-am luat mie jai, normal să ne descurcăm bine. V-am zis că putem să-i batem. În teorie. Ok, 3, 2, 1, hai. Ascultați suportul, știe ce zice. Bă, așteptați-mă și pe mine. Că eu car vreo 400, nu, 500 damage la fiecare. Bine, hai să ne retragem puțin totuși. Mă duc să-mi iau ceva ca să spamez. Mă duc să-mi iau niște mana, că nu mai am. Da, da. Asta vreau să zic eu. E că eu n-am pe nimeni în echipă aici, pe Skype. Las okay, îți las tablul ăsta și îl iau pe ăla lor. Da. Ce vreau să-mi fac? A, da. Bun, acum pot să dau alpha strike-uri câte vreau. Ok. Asta era tot. Haideți un Q și la blue lor. Eu știți că v-ați mai uite la livestream aud de planul nostru, nu? Și ce dacă? Contează! Haideți la blue lor că s-ar putea să fie toți acolo, team fight. Hei, uite-o pe Fiora! A trecut-o Fiora prin mine! Apărați ungerul căzut! Almost. Bă, ce s-a întâmplat? Că aveam 4 furcuse, n-am văzut nimic. Pastor, să scurtez din poveste. Hârciogule, lasă-mă pace! Hârciogule, ia o pauză, te rog. Murder, murder, kill! Lasă-mă, gen! Kill ăla, așa, acum mușcă din hârciog, mușcă din hârciog! Mușcă! Așa, cum să-l iau tu? Acum mușcă din ninja, mușcă din ninja! Care-i? Hai, ace, ace! Ce? Ok, mă duc bot ca să apăr fiindcă vine un val imens de creep. Eu mă duc top ca să apăr pentru că vine un val și mai imens de creep. Mă duc bot pentru că nu mai am nici mana, nici HP. Tu te duci în bază, nu în bot. Pardon, bază. Merge în bot, care e problema? Botul bazei. De ce mandă de OP pentru că are ultima OP? Merg unde vrea. La ultimata mea... eu scad 20% din viața targetului de maximum health și îmi crește mie viața. Da, știu. E foarte tare asta. Să sună AD.
A, acum văd că am double buff. Felicitări, free double buff. Ăla de unde l-am mai furat? Kill. Double buff-ul era pe mine, m-a omorât cineva. Nu știu cum, ce s-a întâmplat, aveam lag. Dar nu știu ce am eu, îmi dă drop cu frame rate. Ba, ce stanul. Ce-a fost ăsta? Run! Ok, a dat ultim. Și eu alfa. Mai era cu... Nu cred! Încă o bucată mai era. Bă, ce prost. Așa, bravo, bravo. Bă, mie îmi convine, mai multe stack-uri. Și acum mă retrag, trebuie să fug. Dați puțin, trebuie, mai trebuie niște bani. Pastor! E un Master of Puppets pulling strings. Uite și pe Ezreal. Ce așteaptă acolo ultimata? E Ezreal. Da, e Ezreal. Nu, e Ireal. Ezreal. Da. Unde a dispărut? What kind of sorcery is this? I'll have my revenge. Am găsit un free kill. Că s-a auzit că a picat cineva din conferință, ar putea să picat el, eu știu. Nu știu. O fi picat cineva după lună. What kind of sorcery is this? Black magic. Știu că well. Mă spune prea bine, dar... De fapt mai bine. Kill the wabbit, kill the wabbit, kill the wabbit. Oh, de ce te nebun la anginilor? Bă, dar mă... Te iubim. Te iubim cu fiecare abilitate. Hai, mă, trebuie să fie acolo pe mejai. Dar am așteptat să vină fiecare așa să prindă W-ul. Haideți, jos cu turnul. Nu te recomandat să tanke. Bă, nu poți să câștigi un acum. Nu poate. Eu tankez. Și cu sora, dacă vrei. I'll have my revenge. Oh, problema acolo. Well, that escalated quickly. Acum n-aveți ce să mai faceți, veniți aici. Oh, dragon. Băi, de ce ai zis-o? De ce ai zis-o? Nu știu, din instinct. Lasă că-l facem. Și în plus, Master e prea ocupat să pice topul. Ok. Da. Și... Oricum e nașpa noul maestri, am jucat cu el. E mult mai slab. Eu. Dar două pentauri. Cine are... Eu. Șerule. Ha! Sapă! Hai băi! Serios? Cât ai furit? Hai, uite-l pe Master. Hai pe el. Așa. Vezi că are... Dăm baron. Ce să aibă? Și-a dat flash. Asta așteptam. Acum, Mastery, unde ești? Și acum nu mai am mana. I hate it. Am găsit o viveriță. Kill the squirrel! Distruge și voi chestia... asta. Iar, bă, dar sunt ceas nesimțiți, bă, nu așa, deja... Hai mă, distrugeți asta, mai trebuie 40 gold. Nu mai suport pe un acom. De ce nu vii singur? N-ai curajul un acom? Sunt suport, ce vrei să fac? Abia dacă am... Nu, tu dai damage după aia. Vin eu singur dacă vrei. Mata e nesigur. Vin și eu singur. Păi unde eu vede? Nu vin singur, eu vin cu toată haita. Uite pe un acom, te prind eu într-o zi singur, te prind. Ok, asta nu o suna prea bine. Niște lanțuri, ne-au o drujbă și... Te-ai uitat prea mult la Dexter. Sună din ce în ce mai creepy. Da. Vezi ce fac desenele din oameni dacă te uiți la Dexter. Alt Dexter. Nu prea arăta desen. Ialul ăla. Ar fi o confuzie comică dacă un părinte ar lua Dexter pentru copilul lui, dar Dexter-ul greșit. De fapt l-ar învăța lucruri în viață.
Foarte utile, iar uneori. Ok, bără băi, eu trebuie ca să iau o pauză mică. Aveam ruine King. Ok, bără băi, eu mă duc să mă bat cu el. Aveam ruine King-ul. No, no, iarăși, iarăși, bă, bă, cum vă mai suportați, nu înțeleg, jur. Ai auzit de instinctul de haită? De ce nu primeați de damage? De instinctul de ne simțiți, aia mă. Nu, ăla să nu știu instinctul. Să promie sau Canonul ăla nu primea damage? Da, știu. Nu primeam damage, apare nu știu cum nu primeam damage, dar... Nici eu nu știu cum, dar mie îmi crește viața. Da, mai deci e și semn de meditate, e și semn de meditate. League of Legends, foarte simplu. Deci, tu nu primeai damage, eu primeam viață, deși ești semn de meditate. Eu dădeam în tine. Mie mi se făcea viața după ce ai terminat un meditate-ul. Welcome to League of Legends. Fiora, tu dădeam în tine. Merge Fioras pe top, merge Fioras. Bă, vin toți. Ok, vin bun și eu. Bun venit în League of Legends, joc în care nimic n-are logică. E League of Draven, te rog. Da. Mortal o să mori, Immortal. Băi, de ce nu vii să mă ajuți, îl făceam pe ei? Păi, în afară că acum moră Immortal, da, acum mersi. Moră și Pantheon. Acum sare. Acum sare, ai serios, acum... Cut style. Moare și Sona, dacă vine înapoi. Da. Sona, hai să zic ceva. Pa-pa! Și eu apăr acum. Stop. Sona! Pa-pa! Hai să zic ceva la șuriche, nu la ureche. Hai să-ți cânt și eu Sinfonia Morții. Vrei să auzi? Vino încă, hai să o aud mai aproape. Păi, eu am 1600... Asta am primit 2800 damage. Ceva nu-i bine. Sona, mai bine jucai AP, pentru că dădeai un damage din Q-ul ăla. Trebuia să încerci să împochezi de la Dar de ce Blade of the Ring King trebuia să ții full AD, că te-ai pe power cord mai mult? De ninja. Ah, totuși ar veni să fie AD carry, și totuși eu am mai mult AD. Cineva să ducă bot ca să apere de chestiile neprevinite. Ok, ok. Hai, Enigma, parcă vrei să-l cânti o serenadă. Da, stai un pic că... Danny! Uite-l, uite-l, îl vezi? Danny! We're coming for you! Uite-o pe Fiora. Bă, dar mă dispără, mă dintre aici! Poftim, Sinfonia Morții. Da, bine, păcat că muri. Fiora. Ha-ha-ha, în sfârșit un kill. Dar de ce n-am luat assist, bă? De ce n-am luat assist? Nu știu. Nu! Aparent să joc. Da, aparent să brace yourself. Unknown build is coming. What kind of build? Știi că Canon AD carry e chiar viabil? Da, Canon AD carry e viabil. Sona AD carry... Nu prea. Este viabil, dar nu l-ai făcut tu bine pe build-ul ăla. Ce contează? Contează! Ce mai e viabil? Katarina AD, am văzut, merge. Nu da, merge, că nu-ți dai destul de match. Ce mergi să tu n-ai timp să dai cu basic-urile. Cum run? Normal, ca un laș. Nu, e o retragere tactică. Așa zic și eu la laș, da. Katarina AD. Nu contează, trebuie să-ți rămâi până acolo. Până la moarte, aș fi feeder. Oricum, ești... Gata, abadi. The most unknown shitty build is coming. Era o fioră acolo, hai să o îmbrățișăm. Și o fioră aici, hai să o îmbrățișăm. Nu vezi care prea mult life skill. Nu contează, ai tu stun. Da, da. Eu nu sunt Pantheon, eu sunt T. Ah, atunci... Ah, și trebuie să vedem. Pentru asta trebuie să vedem. Am dat ultima dată prea târziu? Nu, ai primit serenada. Nu! Fuck, băi. Haste? Nu, eu am dat ultima dată prea târziu când am primit cooldown refresh. Israel. Primul. Cum spuneam eu? Israel e așa ca nu? Yay! Avem o șansă. Israel pregătește ceva pentru voi. Bine. Și am Hurricane. Viabil. Au. De ce ai Hurricane? Nu e viabil pe tine până n-ai AD. Lasă acolo. Build-ul ăsta așa și-ai făcut la troll. Deci ce contează? Da, există Sona AD care nu e troll. Da.
Am văzut odată la campionat de unul era Sona, era Lulu. Dar tot a de era. Nu, Sona, eu vorbesc de Sona. Bă, nu știu, nici nu-mi pasă, sincer. Fiecare joacă cum vrea. Au, 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 au. Fiora nu da-n mine. Stați pe lângă mine, vă rog. Nu da-n mine, că-s muzician. Au. A fost greedy. A fost basic. Hai, repede. Oh, no. Ok, la faza asta am fost greedy. Da, foarte. L-am vrut pe Enigma. De ce toată lumea mă vrea? Nu ești popular. Da. Nu prea. Mi-mi plac veverițele. Mai ales alea care zic yes, yes. Și care sunt așa electrizante. Bă, dar cu echipierii mei de ce fac absolut nimic? Pentru că da. Pentru că dungi. Nu fac push, nici ne apără. What the fuck? Până acum iar m-am pus cu buții în echipă. S-ar pus el pe aia. Băi, mă gândeam că dacă intru cu una acum, nu o să pierd clar, dar, se pare că... Din nou, eu nu vroiam să intru cu una acum în echipă. Dar din nefericire a trebuit să intru, așa că câștig dacă trebuie să fiu în echipa asta, trebuie să câștig. Nu prea, adică aveți șanse să pierdeți, avem 40 cu 35. Știi, asta e din categoria deal with it. Gândește să nu știu ori la un noroc că e 40 la 35, dar... Nu, noi, nu voi ați pușat până la turnurile de la Nexus. Hai pe... Ok. Hai, pe. Ok, nu, m-au devinut. Ha, beveriță! Beverițele, vin și eu, vin și eu! Duceți-vă, dracu! Celebrata morții! Să vă ia, dracu! Au venit și creepy după tine. Doamne, cât de... Atât, hai, dai. Așa, dați-mi mine, doamne, hai, dați. Dați. Bravo, are noroc chestia de lopsitru. Tonia! Viața salvată, soarte înversată. Poetic, aproape. 11! Yeee! 11 stac! Aproape poetic, știu. Și eu dau tot. Da, dar noi avem AFK, nu-i corect. Deal with it. Echipa asta mare pe mine, deci tot aia. Hai! Se echilibrează. Măcar dacă dau un tine, tu-ți bagi aia și dau degeaba, îmi distrage atenție. Aveți 8 kills în plus. Adică pe mine. Am tankat shot-uri astea. Nu prea ne ajută kill-urile în plus. Da, măcar n-a fi dat Ezreal. Eu am fi dat. Da, Ezreal avea 9-2. Cine a zis că runa nu-i viabil pe Sona? Și încă cum am un attack speed de toată frumusețea? Attack speed, dar damage-ul... Zic damage. Ăla nu contează. Dacă atac repede, damage-ul vine. Da, că ai unul de atac. Fugi. Ce să fac? Fugi pentru viață, fugi pentru viață. Ii, ești gata de troll. Te-am salvat măcar. Mersi. Hai, master. Hai, maestre. Ei, așa, bun, ești bun. Îmi place de tine. Tot așa. Încearcă și o parte din asta. Bă, trollule, nu mai trola. Asta-i... Plăcirea lui, te opui la plăcirea lui. Da, adevărat, brace yourself, the troll is coming back. Deși mi se părea mult mai troll înainte să fie de gheață. Pentru că arăta mai a troll. Da. Acum arăta bărbos de gheață. Și ce? Nu poți să spui că n-arată fain. Da. Ăsta arată mai mult a ceva din World of Warcraft. Totuși are o barbă. Da, are barbă. Asta da, un acum nu-i plac chestiile cu barbă, apare. Da. Arată mai bine chestiile cu barbă și sunt mai pre. Nu. Chestiile cu barbă sunt destul de ciudate. Ar trebui să atacăm? Da, chestii cu barbă. Și în Don't Starve erau niște iepuri cu barbă. Da. Deci dacă mai sunt telefonul, nu corăsc. Chestia aia nu e ce? Nu tot sună telefonul. Pe bune, în Don't Starve sunt iepuri cu barbă. Da, telefonul tău... Nu ești tu la iubită, zic că ai treabă. Îl cheamă frăciun rău. Ăla-i damage sau mi se pare mie? Nu mai am mana. Hai pe Infinite. Hei, uite un Enigma. Ce face Enigma? Da, bine, eu plec mai acolo. Hârciog, vreau hârciogul.
nu o prind, zice eu. Poate îl vreți pe ăla de jos, ce o gola. Unde e hârtul? Din el. Ninja peste tot. Te are everywhere. Peste tot planci. Fetele asta! Shen! Ce-a făcut? Ah, Bun. Am venit o idee, dar așteptați pe aici, nu terminați meciul, orice fi nu terminați meciul. Așteptați 10 secunde. De ce? Ca să câștigați voi după aia? Nu. Ăla nu ascultă de nimeni. Pe bune. Așa de la mine, ca două. Ah, îl jog! Enii voastră și cu asta! No. Aveți voie. N-aveți voie să ficeți exponat-o. Vine-o la voi! Viața mea! Ce l-a luat cu ultim? Păi să fugim. Zic și eu. Trăi-vă lifestyle-ul. Nu-i lifestyle, e health regen. GG! Este! Ce v-ați predat? Victory! De ce v-ați predat? Nu, oricum da. Cum vreau, și oricum sper că nu voi. Victory! Victory! Una com, presupun că pleci, nu? Da, asta a fost ultimul match. Asta, cred că o să mai fie live stream anul viitor. La cum reușesc să le programez. Una com, apropo, am o întrebare. Spune. Cât crezi că mai rezist cu un i3 de 3100 și cu un Radeon 6650HD? Cu 6, cu placa video nu cred că foarte mult, dar procesorul e cât de cât ok, e dual core nou, i3. Deocamdată am rulat și Crysis 3 la full. Deci, ești ok deocamdată. Mulțumim! De fapt, probleme cam 8. La GTA 5 o să mai merg ceva. Dacă GTA 5 pe GTA 4, nu cred că avem niciun PC-ul pentru el. Da, păi... Îmi trebuie unii 7. Mă întreb dacă e la fel de mare harta cât aia din Just Cause. E, cred că e de 4 ori mai mare decât San Andreas și GTA 4 la un loc sau ceva. Asta a fost pentru live stream-ul de săptămâna asta, probabil și luna asta. Voi reveni când... Zboară porcul, poate mai devreme, inventează, dacă un dragon poate avea un jetpack cu reacție, de ce nu poate și un porc, înțeleg, adică e o posibilitate. Mă, de ce îi pune un jetpack cu reacție unui porc? Poți să-i pui doar un planor și la nu știu, pe munte. Ar fi și asta o idee. Dar cum îl e mai ieftin, serios, un planor e mai ieftin. Da, un jetpack, atunci când, dacă pui în acel jetpack și explosibil, când se termină, bacon, pentru toată lumea. Free bacon. Salut. Who doesn't like free bacon? Ciao. Și... Da. Mulțumesc participanților și celor care s-au uitat pe stream. Eu nu m-am uitat pe stream. Nici eu. Atunci vouă, nu? Bine, m-am uitat cât a fost Assassin's Creed și Kerbal. Bun. Dar după aia Deci, ai văzut... Să te uiți la Kerbal dacă nu l-ai văzut. Cam l-am văzut, rachetă. L-am văzut, normal. Frinigma. Da, știu, trebuie să învăț cum să fac cu o rachetă. Am ajuns pe orbită cu ea, după care n-am știut exact cum să iezi în orbită. De ce mi-ai pus parașuta aia, că oricum te-ai aruncat din ea înainte să ajungi jos? Bă, ca să fie aerodinamică. Măcar să salveze nava dacă nu De ce parașută? Trebuia să facă boom, trebuia să-i pui TNT în loc de parașută. Puteam să-i pun un booster în față. Oh, ți-ai fi întâlnit. Ai fost tare, de ce n-ai făcut asta? S-ar putea să o fac. Dar să și înregistreze asta. Nu mai dați idei. Da. Mă, dar să și înregistreze asta, adică vreau să văd. O să încerc. Da. Uite, tu ai jocul full, asta să faci. Cele mai tâmpite construcții de nave. Eu am vrut să-l dau ție. Nu contează, nu. Fă-l tu. Dacă nu știi eu nu mă pricep să fac să zboare. Tocmai asta e ideea, dacă nu știi cum să o faci să zboare, nu știi cum să nu faci altceva în afară de chestii care vor exploda în mod volatil și violent peste tot. De fapt asta am reușit. Ai potențialul maxim pentru distracție. Da, asta. Și cum se numește jocul? Kerbal Space Program. Dacă scriu și pe chat. Cred că am auzit de el. Așa. Și se lasă liniște.
Cum spuneam, aici pun punct acestui livestream de oricâte ori ar fi avut. Chiar, dacă mai faci vreun livestream, ce jocuri ai mai pune la livestream? Păi... Fără Smite și Dota. The Secret World. Poate iar din... vreau neapărat să iau Assassin's Creed 4 când apare să fac la multiplayer livestream. Da, asta ar fi interesant, vreau să văd asta. Dar ce modificare am octombrie sau noiembrie? Atunci, nu mai știu exact când. Ce modifică la multiplayer? Adaugă opțiuni de multiplayer, adică poți să setezi și abilități să fie disponibile, ce scor să fie, ce abilități fac cum și când. Multe. Interesant. Oh, tare. Mișto. Asta ar fi bine. Și fac și niște lobby-uri ca lumea, nu? Sper. Tare, tare sper. Adică, păi, măcar atâta. Asta aș vrea. Am văzut foarte, cum arată. Foarte, foarte mult. Una come, am și o întrebare. Da. Ziceai că în Fall of Icen trebuie să apară vrajă făcută de tine. A apărut? Trebuie și eu de curiozitate. A apărut de mult. E de când e asta... Shadow World. Și ce și face? Pune un portal pe lume din care ies demoni. Mișto. Tare. Atacă pe toată lumea. A, șmecher? Da. Mi-aș fi plăcut dacă nu m-ar fi atacat pe mine. Magia ar fi mai rău. Asta era ideea inițial ca să nu atașe pe nimeni, dar era cam dezechilibrată. Ar fi interesant magica de livestream. Da, magica, ar fi. Da. Dar depinde câți dintre voi l-aveți. Eu l-am. O, bun. Eu nu. Deci eu unu. Deci unu. Ar fi destul cât să facem un măcel. De da, ar fi destul, dar aș vrea să particip și eu, mai ales... Că am învățat cum să folosesc zidul de țurțuri. Bun, bun, deci am fi 3. Da. Cât e magica pe Steam? S-ar putea să poți împrumut de la cineva Steam-ul atunci ca să poți joci. Până începe următorul live, mai e mult. Cumva numai 2 LOL, 2 euro? Serios? E acum la reducere. Când? Pe atunci când merge contul. Ah, ok. Când este 2 euro? Cred că e acum, momentul ăsta. Reducere. Acum, 2 euro. 2 euro. Nu, e, nu, e 5 euro. E 5 euro. E 5, parcă este toată colecția. Nu, e... Sau stai. Da, nu. E 5, nu, e 5 euro jocul propriu zis. Ah. Ai, dar 50%. Tot de ceva. Da. Deci nu e Magica Dungeons and Demons. Nu, ăla este doar un DLC. Ăla e doar un euro. DLC. Ăla e 2 euro. Nici n-apare. Înseamnă că nici n-apare. Ah, bă, Magica. Ăla e 2 euro. Nu, e 5 euro. N-avea cum da, să... cred că am eu Parkinson's la ochi. Oricum, dar știu că îl bagă și la 2,5. Când o să-l bage la 2,5, o să încerc să-l iau. Mm-hmm. Că-l dau foarte des la reducere. Da. A, Magica, mă? Da. Da. Da, mă. Stai că eu de-abia acum am trezit despre ce vorbeați voi. Eu am jocul ăsta cumpărat, oameni buni. Bună dimineața. Bun, acum pot să mă bage. Am... Cred că am 11.000 de DLC. Adică sunt prea mulți. Eu am, cred că doar 3 sau 4. Am toate DLC-urile. Putea să jucăm și în Versus, dacă vreți. Am Versus, tot 4 e maxim. Ah, dammit. Pe mine pot să mă adaug la live-ul ăla când... Cum ar fi un joc în care să fie 20 de ăștia? Să fac cu extindere la aia. În ăsta, în Wizard Wars o să fie 8, parcă. Sau 10. Mișto. Wizard Wars. Da. E continuarea plăturalnică. Aproape ca un fel de MOBA. Serios? Da. Da. Ok, asta pare interesant. No, voi n-am văzut. Ar trebui să încep să joc Cubeword. N-a apărut nicio imagine din joc încă. Încă mai lucrează la el. Warlock ar mai fi o idee, zic și eu. Ar trebui să încep să joc Cubeword. O mai încercat ceva? Da, nu pot să registrez pe site-ul lor. E, nu contează. Și chiar dacă le trimiți mesaj să-ți trimite jocul, nu să-ți răspundă. Da. E, asta a fost. Acum în 10 secunde dau stop la stream, așa că 10, 9, 8, 7, 6, probabil...